Dacă în alte perioade sala de așteptare a centrului de transfuzii din Buzău era plină de persoane care doreau să doneze sânge, în aceste zile numai în jur de 20 de persoane calcă pragul instituției. Acestea vin pentru a ajuta o persoană, membru de familie sau cunoștință, care are nevoie de sânge. Dar ce se întâmplă cu bolnavii care zac pe paturile spitalelor, care au nevoie de sânge zilnic, dar nu au posibilitatea de a cere ajutor? În această categorie sunt foarte mulți. Un bolnav de leucemie are nevoie de sânge zilnic, iar de multe ori nu mai vine. Trebuie să nu uităm că cererea de sânge este constantă și oameni care au nevoie de sânge se află permanent în spitalele din Buzău și spitalele din București. Nu toți își pot aduce persoanele din familie, rude, prieteni să vină să doneze și nu toate cazurile sunt popularizate. Conducerea instituției face un apel către buzoieni să vină să doneze sânge. Aceasta dă asigurări că procedeul de recoltare se efectuează în condiții stricte de igienă pentru a proteja donatorul împotriva contaminării cu noul virus. Fac un apel către buzoieni și îi rog foarte mult să nu ne uite. Este o perioadă în care spitalele sunt pline de pacienți, terapia transfuzională se aplică în fiecare zi și ne-am dorit tare mult să nu fim puși în postura de a nu putea da acea pungă prețioasă pentru cel care are atâta nevoie de ea. Așadar, persoanele care doresc să dăruiască viața sunt așteptate la sediul Centrului de Transfuzii Buzău pentru a face un gest de solidaritate față de semeni. Totodată, actul donării de sânge este un beneficiu pentru sănătatea celui care donează.